Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Cornel Ciurea și vă invit la noua ediție a emisiunii Tema. Guvernanții și experții ne vorbesc în permanență despre faptul că instituțiile statului sunt slabe, că necesită intervenții din partea reformatorilor. Procesul de integrare europeană tocmai trebuie să servească acestui obiectiv. Asta înseamnă că justiția trebuie să fie curățită de corupți, sectorul energetic trebuie să fie diversificat, SIS-ul trebuie să fie întors cu fața spre oameni, iar economia cu fața spre investitori și așa mai departe. Cu alte cuvinte, lista de reforme este una interminabilă, iar termenii acestor reforme, parametrii acestor reforme nu sunt foarte concret definiți. Pentru a ne lămuri în acest subiect, pentru a vedea cum guvernarea încearcă să întărească aceste instituții, i-am invitat în studio pe doi comentatori politici, domnul Ion Tăbârță și domnul Valeriu Reniță, pe care îi salut cu căldură la primul în Moldova. Bună seara! Bună seara! Aș vrea să încep această discuție cu o întrebare mai generală. Nu intrăm direct în subiect, deși recunosc că tema acestei discuții mi-a fost sugerată de o conferință a unor ONG-uri cunoscute din țara noastră, care au pus în discuție felul în care guvernarea vrea să îndeplinească condițiile acele nouă condiții propuse de Comisia Europeană. Dar aș vrea să vă întreb la început, cum vedeți această teză? Consolidare instituțională, recunoaștere că instituțiile statului sunt slabe de către guvernarea noastră. Ce înseamnă exact că instituțiile sunt slabe și vedeți acum un proces pozitiv de consolidare instituțională? Domnul Reniță. Dacă văd un proces de consolidare, este greu de spus, pentru că cum spuneai la început, parametrii acestei consolidări sau parametrii unei instituții, cum ar trebui ea să devină, sau hai să-i spunem unei instituții moderne, nu sunt exact definiți la noi. Dacă am lua exemple selectiv, de exemplu, cum ar trebui să arate, de exemplu, SIS-ul, ori cum ar trebui să arate o arhivă oarecare, da, pentru că nu de mult am mers la o arhivă ca să-mi iau o hărțoagă și mi-au spus că la revedere, așteaptă. Deci, atunci, probabil că am prins fraza asta de început, că SIS-ul ar trebui să întoarcă cu fața la oameni. Deci, și am înțeles că, de exemplu, domnul director de azi, SIS-ul a înțeles asta, că se facă mai multe conferințe de presă ca să spui cum activează SIS-ul. De exemplu, în opinia mea, un director de SIS trebuie să apară o dată la un an ori la doi ani. Pentru că așa este în natura acestei... Da, am vorbit despre SIS pentru că ei cu adevărat își pun problema unei reforme instituționale astăzi. Da. Da, la modul general, deci dacă se consolidează, dacă devine, dacă se schimbă la față o instituție ori alta, doar apreciază ori însăși guvernul, ori, hai să spunem în cazul nostru, dacă deci facem niște reforme, cele nouă reforme care le-ați numit, care trebuie să le estimeze Uniunea Europeană, atunci Uniunea Europeană. Populația pe noi, sau chiar aceeași societate civilă în ultimul timp, este tot mai rar întrebată. Atât, de exemplu, hai să luăm, să ne ciste în continuare reforma mass media, nu știu, ea figurează pentru cele 9 ori, nu? Dar e de presupus că ea este importantă. Păi, bine, atunci când, deci a fost subordonată instituția publică, audiovizualului, direct Parlamentului, a fost, deci, întrebată sau a fost consultată societatea civilă. S-ar părea că nu prea. Și dacă o luăm așa la rând, bine, reforma justiției, atunci când a devenit cazul ăsta legendar a procurorului general Stoianoglu, înainte de a proceda așa cum s-a procedat, a fost consultată cumva anumite ONG-uri specializate în corupție, ori, și tot așa. Deci nu prea. Dacă peste un an, când am înțeles că la august, septembrie viitor, deci noi trebuie să fim gata cu aceste reforme, mai că gata, dacă nu până în decembrie,
Și atunci guvernul va spune că în general noi ne-am consolidat, noi ce vom zice? Toți împreună și poporul, societatea civilă. S-au consolidat ori nu. Ori nu prea. E greu, deci dacă am avea... Nota finală va fi dată poate de Uniunea Europeană, nu de către noi. Noi poate nici nu suntem evaluatori în acest joc. Păi, asta e și problema, că de exemplu tăcerea suspectă care am înțeles-o, am văzut-o din partea Uniunii Europene, cel puțin la aceste două cazuri care mi se par strigătoare la cer, subordonarea audiovizualului Parlamentului și cazul Stoianoglu, care aproape că pentru noi toți el este clar ce-i cu dânsul. Deci tăcerea asta suspectă mă face să spun că sigur că dacă Uniunea Europeană va dori și dacă așa cum s-a întâmplat cu aderarea, dacă condițiile, circumstanțele geopolitice vor dicta, atunci ei vor zice da, pentru că avem nevoie de Moldova în procesul de negociere pentru aderare. Am înțeles, domnul Tăbărțeată, domnul Riniță, de fapt, dă glas unor nedumeriri, unor întrebări pe care am început să ni le punem de la un moment dat, pentru că vedem aceste reforme interminabile, ele cumva sunt moștenite de la o guvernare la alta, dar există un scepticism cu privire la finalitate, adică în cele din urmă tot Uniunea Europeană fie ne dă note pozitive, fie negative. Dumneavoastră, cumva, veniți din zona mai optimistă în ceea ce privește mersul reformelor în ultimul timp, ați putea cumva să ne spuneți că, să probați, să demonstrați că cu adevărat se produce o adevărată consolidare instituțională, că instituțiile statului vor începe să funcționeze. Cel puțin să ne dați o speranță că aceste instituții vor funcționa din ce în ce mai bine. Domnul Ciurea, noi ambii cu dumneavoastră am predat științe politice la catedră și știm foarte bine, cel puțin din teoria politică, cât de greu se produce consolidarea democrației sau, de fapt, consolidarea democrației înseamnă consolidarea instituțională, să funcționeze instituțiile. Da, dar asta este și o scuză pentru politicieni care spun același lucru. Ei ce sunt de acord cu teoria, că să nu vă așteptați la reforme rapide, pentru că asta se face greu și noi tot așteptăm. De fapt, noi ce facem? Sau dacă să vorbim despre această construcție instituțională-democratică, avem câteva scenarii. Avem scenariul anglosaxonic, care e scenariul clasic, s-a ajuns la o anumită situație și prin lege se legiferează această situație. Fie avem importul unui model instituțional-democratic de tip occidental, fie avem modelul revoluționar. După Revoluție sunt demolate toate instituțiile, sunt construite alte instituții de la zero. Și actuala guvernare? Noi mergem pe importul modelului instituțional de tip democratic occidental, vest-european sau nord-american, că de fapt proveniența acestor instituții este una comună. Pentru a se ajunge la consolidarea democratică este foarte, foarte complicat, pentru că aici este nevoie și o cultură civică, o cultură politică de tip de democratic. Nu vreau să intrăm în detalii din știința politică, poate să nu plictisim publicul, însă noi toți înțelegem că instituțiile se construiesc foarte greu. Însă, totodată, actuala guvernare trebuie să știe ce vrea și cum vrea, cum să fie construite aceste instituții democratice. În mod evident, Uniunea Europeană, partenerii de dezvoltare sunt gata să ne ajute și chiar ne ajută. Însă și noi aici trebuie să manifestăm o anumită voință politică internă, dar și o capacitate. Voință politică internă, cel puțin de la actualul partid de guvernare, este. Însă nu aș fi sigur că este și această capacitate, inclusiv a resurselor umane, să construiască sau să pună începutul, temelia aceste construcții instituționale de tip democratic care să funcționeze pe baza statului de drept. Dar temelia trebuie pusă sau ea deja există totuși? Eu cred că depinde de domenii. În domeniul justiției, combaterii corupției... Am făcut reforme până acum. Noi am făcut reforme și noi nu putem să spunem, chiar și să vorbim de același parcurs european în Republica Moldova. Nu putem să fim de acord cu ceea ce spune actuala guvernare, că până la noi nu a fost nimic, dar și începe totul de la noi. Nu, procesul de europenizare sau de apropiere de Uniunea Europeană, integrare europeană, să spunem așa, a început, dacă să fim corecți, în timpul Voronin. Pe urmă am avut și în timpul lui
guvernărilor a Alianțului pentru Integrare Europeană 2009-2013. Chiar m-am avut destul de serios. Numai că această construcție, știți cum în aceeași teorie a democrației, este fluxuri și refluxuri. Am avut perioade când ne-am apropiat, am avut perioade când ne-am îndepărtat. Acum suntem într-un proces de apropiere. Dar să revenim la construcția instituțională, eu nu aș fi sigur că acum ce se întâmplă în procuratură, putem fi siguri că este această construcție instituțională. Mai degrabă putem să spunem că este o batalie a diferitor clanuri în cadrul. Poate sunt începutul unor procese, pentru că instituțiile din drept din Republica Moldova atât de tare s-au denigrat, atât de tare s-au discreditat, nu e exclus să fie o tactică, aceste grupări, aceste clanuri între ele acum să se lupte, să se slăbească, unele din ele să fie anihilate și pe acest fundal să vină persoane noi care deja să construiască o alt tip de instituție. Doamna Drăgălin ar fi o persoană care ar trebui să facă parte din acest nou peisaj instituțional al modului cum funcționează instituția Procuraturii în Republica Moldova. Da. Mai ales în cont de faptul că a dat dovadă, sigur, de o atitudine total dezinteresată, a renunțat la un salariu foarte bun peste hotare și a venit aici, într-un fel, să ajute. Eu aș vrea totuși să întreb cum sunt selectate aceste priorități de reformă pentru țara noastră, pentru că și asta este important. Iată, Uniunea Europeană, prin aceste nouă condiționalități, a preferat ca noi să lucrăm, să ne îndreptăm privirile spre justiție, spre administrația publică, spre finanțele publice, spre organele care combat criminalitatea, spre ONG-uri. Este o condiție că ar trebui să fie mai strânsă legătura dintre stat și societatea civilă, spre grupurile minoritare, care suferă de discriminare. Iată, în asemenea mod, vede Uniunea Europeană domeniile cheie. Eu, de exemplu, nu în totalitate sunt de acord cu aceste priorități. Aș pomeni energia, aș pomeni investițiile, lucruri pe care Uniunea Europeană de multe ori nu le numește. Iată, această prioritizare din partea Uniunii Europene, din partea partenerilor noștri, vi se pare concludentă? Sau este ea totuși, are un anumit interes ce ține nu atât de a face bine altora, ci de a urma un anumit model, după cum a spus domnul Tăbuță. Da, e mai curând. Ultima opțiune, mai curând noi trebuie să urmăm un model, pentru că aici vedem, adică niște lucruri care țin, care ne spune clar că, deci, Uniunea Europeană vrea să vadă aici niște parametri democratici, nu perfect, dar complet. De exemplu, mass media să lucreze așa cum trebuie să lucreze mass media. Cum? Asta e o altă întrebare. Deja. Cum este că n-au inclus mass media în lista priorităților pentru noi? Din punctul lor de vedere, totul e deja e ok. Da. Deși s-a întâmplat exact cum s-a întâmplat întotdeauna. Presa care era în opoziție și care trebuie, și era perfectă în opoziție și trebuia să rămâne în opoziție, a trecut de partea guvernării. Iată ce s-a întâmplat. Deci, eu mă așteptam totuși la o apreciere cât de cât din partea Uniunii Europene ca să spun, băi băieți, nu-i chiar așa. Pentru că, da, viața e un joc, dar jocul are regulile sale. Și regula este că presa rămâne în opoziție. Deci nu s-a întâmplat nici de data asta. Da, mă rog, asta e vorba de presă, presa ca și cum e în regulă. Bine, noi vorbim despre consolidare, de ce merge greu acum. Și putem spune din cauza la două lucruri care se văd de departe. Deci, în primul rând, selectarea cadrelor pentru instituțiile respective se face din nou pe principiul de fidelitate de partid. Cum de regulă se face la noi de 30 de ani, dar mă rog, au mai fost abateri. Voronin, când i-a trebuit cadre bune și guvern bun, a rămas numai cu un ministru comunist, deci am impresia că și alte partide, același Filat sau același Pavel Filip, s-i uita totuși și la calitatea cadrelor, nu numai la fidelitate de partid. Asta ar fi una. Și în rândul doi, exemplu celor care stau în fruntea reformelor. Deci, hai să vedem ce exemple de domnul Spânu, care, mă rog, a intrat în colimatorul ăsta a
presii și a devenit un personaj contradictoriu, dar eu îl văd că el stă în rândul principalii oferte de prim-ministru, ar fi chiar cu totul straniu. Sau exemplele guvernului și președinției care a declarat la începutul guvernării că vor economisi și vor fi exemplu de economie și acum când își doresc își măresc bugetul cum vor. Le trebuie încă 13 oameni acolo cu salarii de peste, nu știu cât acolo. Da, spuneam că criteriile sunt foarte vagi. Deci dacă am luat măcar aceste două lucruri, noi am vedea că, de fapt, guvernul nu prea pasă de consolidarea instituțiilor. Pentru că dacă, hai să luăm chiar ultimul caz, că sunt cazuri de rezonanță, când s-au spus că au venit oamenii chemați din, la chemarea asta, diaspora, veniți, vă rog, și ne ajutați pentru că avem nevoie de cadre calificate, și am avut câteva cazuri de rezonanță, discutate în preț, când oamenii au venit și au primit un picior, vorba lor... Bun, alții nu, doamna Drăgălin, din diaspora vine. Da. Doamna Drăgălin e un caz cu totul aparte, selectată, așteptată și așa mai departe. Luați... cazul fiicii domnului Săcăreanu, care a scris pe larg despre faptul cum că a venit aici și a făcut prac, a avut un stagiu, a fost chemat, a primit toate notele pozitive, după care s-a aflat că e totuși fiica lui Săcăreanu și deci s-a procedat cu dânsa, cum s-a procedat. Deci dacă lucrăm așa, dacă lucrăm tot cum ne-am învățat că am mai spus odată și în studioul ăsta, nu-i problemă că ți-ai neamuri unde ți-ai, dar dacă el trebuie să iei la ușă, neamul portar, pe acolo trebuie să iei, nu trebuie să fie adjunctul ministru. Am înțeles. Doctor, nu știu, poate aveți ceva de comentat cu privire la această selecție a priorităților Uniunii Europene, sunteți sau nu de acord? Eu totuși aș vrea să vă întreb cu privire la o recentă analiză pe care a făcut-o inclusiv instituția din care face parte, IDIS Viitorul, au fost și alte centre de cercetare juridică, sociologică, a crizelor, care au vorbit despre faptul cumva și ele au rămas nedumerite de aceste condiționalități și de planul de acțiuni al Guvernului Republicii Moldova, care este propus spre examinare, el încă este în discuție, pentru că au spus două lucruri. În primul rând, guvernarea cumva vrea să schimbe doar legile și asta este ceva care nu va avea impact imediat. Iarăși amânăm. Când schimb legile, amân de fapt rezolvarea problemelor pentru o altă dată mai târzie. Și doi, multe dintre aceste chiar legi care au fost propuse sunt deja adoptate. Deci este un fel de mimare a implementării. Cumva un fel de joc cu Comisia Europeană. Voi ne cereți ceva vag asta și noi vă dăm ceea ce ne convine nouă. Deci acest proces pe care noi l-am considerat serios în implementarea condiționalităților UE se transformă într-un fel de ping-pong frivol între noi și Comisia Europeană. Comisia Europeană cere ceva vag, noi le dăm ceea ce practic deja am implementat sau putem ușor implementa. Lucru care e un pic diferă de situația din Ucraina sau Georgia. Nu aveți aceeași senzație că seriozitatea abordării a fost înlocuită cu așa un fel de mimare a procesului de implementare? Eu nu cred că este vorba de mimare, mai degrabă ne ducem la discuție de capacități. Că este o problemă reală a actualei guvernări, a instituțiilor ministeriale și nu numai ministeriale, problema cadrelor bine pregătite și profesioniste. Și nu neapărat anumite persoane care sunt experți apreciați, tot timpul se acomodează în aceste funcții instituționale. Chiar și în actualul guvern, uităm, avem miniștri veniți din domeniul societății sau veniți din societatea civilă și pe anumite domenii bine mersi sau chiar foarte bine își fac treaba, dar avem alți experți care erau, de fapt, experți în timpul societății civile, însă în actul guvernării sau în fruntea ministerilor, lasă-l de dorit. Nu vă rog să-mi spuneți de ce rei, dar spuneți-vă, vă rog, de cei buni pe care cu adevărat apreciați prestația. Dacă vorbim de experți veniți din societatea civilă și care au o prestație foarte bine și s-au acomodat aceste funcții ministeriale, spre exemplu, domnul Popescu, bine, că a avut și scurtul mandat din 2019 și atunci a mai călcat prin striking și a învățat din experiența. A avut o declarație nefericită. Domnul Spătaru la Ministerul Muncii și Protecției Sociale
tot este un exemplu pozitiv. Într-adevăr, să nu vorbim despre, cu toate că sunt în evidență tuturor, dacă să vedem... Bun, să sperăm că curând vor avea loc totuși niște remanieri și ei singuri vor decide. Posibil. Dar dacă să ne întoarcem la întrebarea dumneavoastră, problema este că noi, din păcate, am înțeles implementarea acordului de asociere, a planului individual de acțiuni mai înainte, prin transpunerea legislației. De asta, dacă să ne întoarcem la instituții, nu în așa mod funcționează instituția. Exact, pentru că avem instituții juridice în baza legii, care se funcționează strict în baza legii. Nu se merge pe aspectele informale ale instituției, că legea spune una, dar eu mă înțeleg altfel. Licitațiile trucate și așa mai departe. Licitații trucate conform legii, pentru că în fond formal legea se respectă. Pentru că, dacă vorbim despre adoptarea legilor, asta este transpunerea. Mai departe avem cadrul normativ sau cadrul legislativ secundar. În baza acestei legi trebuie să adoptăm regulamente și așa mai departe, să creăm anumite instituții, și aici apar alte întrebări. Care, de ce nu funcționează? De ce nu se merge mai departe? Noi, de fapt, facem pe orizontală. Pe orizontală, legi și ne oprim, dar trebuie să mergem pe verticală. Am adoptat anumite legi într-un anumit domeniu, mai departe ne aprofundăm. Cadrul normativ secundar, crearea instituțiilor, persoane. Practicile? Practicile. Da. Și aici care este? Lipsa voinței politice, lipsa resurselor, lipsa competențelor sau cadrelor. Dar credeți că vorbim de un rateu sau o întârziere? Pentru că văd că sunteți tot și dumneavoastră cumva nemulțumit de ceea ce vedem astăzi. Este o întârziere sau este un rateu? Vreau să cred că mai degrabă este o anumită lipsă de experiență și anumite persoane pentru instituții trebuie crescute în timp. Persoane competente, persoane care să înțeleagă, aduce cadre competente în instituțiile de stat este complicat, pentru că nu toți sunt gata să meargă la anumite salarii, să lucreze, să activeze strict din salariu, pentru că nu sunt chiar cel mai mare. Dar și cei de la PAS, cred că de la bun început cumva s-au închis sau s-au redus mult din arealul de selecție a cadrelor și acum sunt, dacă la început poate mai multe persoane ar fi vrut să vină, acum când văd toate aceste probleme deja poate și sunt selectate aceste persoane, dar nu vor să meargă. Ne aducem aminte cazul cu vicepremierul de reintegrare. Cât timp a trecut până s-a identificat o persoană și până la urmă s-a identificat o persoană bună, dar a fost o mare problemă în a găsi acest vicepremier. De acord. De ce? Când vorbim despre aceleși remanieri guvernamentale, ele nu trebuie să fie remanieri de dragul remanierilor. Da. Dacă dimiți cineva, trebuie să ai siguranța că aduci cineva și aduci cineva care ar putea face față și ar fi mai competent, ar avea rezultate mai bune ca și precedentul său. Noi mai avem puțin timp până la sfârșitul primei părți a emisiunii. Dorinț, aș vrea să revin, să insist cu această întrebare, de altfel care a fost expusă și de unele organizații ale societății civile. Relația noastră astăzi cu Uniunea Europeană se bazează pe cumva un mod, o încercare, o tentativă de a ne duce reciproc de nas, ei ne pun niște condiții, noi ne prefacem că le implementăm prin adoptarea doar a unor legi, sau e vorba de un proces totuși serios, în cazul în care nu vom implementa, la un moment dat, în mod normal, va veni o sancțiune pentru această mimare. Eu cred că noi suntem tratați cumva într-un mod deosebit. Deci există, hai să spunem așa, metaforic, oarecare dragoste față de Republica Moldova. Suntem favorizați. Probabil. Nu știu dacă vom fi cu adevărat favorizați, dacă există așa o atitudine mai drăgălașă față de noi, se observă, pentru că am spus că sunt probleme, cazuri, vis-a-vis de care, sau de cazuri similare, înainte nu se tăcea. Deci neapărat se spunea ceva. Dacă nu tare, dacă nu, deci ceva care ar rezona, totuși aflam că deci Uniunea Europeană este nemulțumită de una, de alta. Acum lucrurile astea nu se întâmplă. Nu se întâmplă, eu înțeleg de motiv că
Uniunea Europeană a pus o miză mare pe guvernarea respectivă, mai ales decepționată mult de fostele guvernări care la fel erau tratate tot cu multe doze de, adică cu multe avansuri, și după ce a fost deziluzia asta mai mare aici, dar a fost și Uniunea Europeană, deci nu vor ei, parcă s-ar, Uniunea Europeană parcă s-ar teme cumva că de a doua deziluzie mare, dar noi aici deja o trăim. Noi trăim de... Cum se explică asta, deci mai clar, eu cred că totuși... Eu zic cum se explică asta mai clar, să punctăm după pauza de publicitate pe care o luăm acum și revenim după pauză pentru a discuta inclusiv anumite disfuncționalități sau funcționarea poate normală a anumitor instituții statului, dar vrem să discutăm și despre situația în mass media, având în vedere ultimele evoluții. Revenim după pauză. Am revenit după pauză, discutăm despre buna sau proasta funcționare a instituțiilor statului cu Ion Tăbârță și Valeriu Reniță. Aș vrea să vorbim un pic despre două instituții care în ultimul timp au ieșit la rampă. În primul rând a avut loc o reuniune anuală, dar care de mult nu a avut loc, a diplomaților noștri, ambasadorilor care au venit în țară și s-au întreținut cu ministrul de externe, cu președintele țării. Până am auzit lucruri doar laudative la adresa diplomației noastre din partea autorităților noastre, deci semn că cel puțin Ministerul de Externe funcționează foarte bine. Cel mai mare succes este sigur obținerea statutului de candidat și aici nu prea ai ce replica, trebuie să fii de acord că este un succes notabil. Și au fost înmânate și anumite distincții, medalii diplomatice cu multă pompă, fapt care a stârnit anumite replici aici. Iată, domnul Reniță, dureastră, cum ați vedeți această prestație a diplomației noastre, dincolo de obținerea statutului, care în mare parte se datorează totuși președintelui, poate ministrului de externe, dar nu întregului corp diplomatic. Această pompă cu care se desfășoară instituțiile date dă bine și, în general, ea exprimă ceea ce se întâmplă în interiorul instituției. Pentru că suntem întotdeauna cu ochii ațintiți asupra Ministerului de Externe, el e un minister așa mai special. Practic, dacă e să vorbim despre actorii principali a diplomației moldovenești, i-ați numit deja, este Popescu și președintele Maia Sandu și, în principiu, în jurul lor se desfășoară toate evenimentele importante. Mi se pare și firesc, pentru că, de exemplu, doamna președinte, deci ea, în general, este concentrată activitatea ei mai mult pe această sferă, pe diplomații, plecări peste hotare, întrețineri cu anumiți oficiali, parteneri, dezvoltare, etc., etc. Deci, aici eu aș spune că probabil chiar este locul cel mai tare actual, a actualei guvernări, dar faptul că ei, mă rog, își sărbătoresc anumite lucruri în stil brejnevist, nu știu, eu uneori nu pot explica lucrurile astea, deci oameni moderni, oameni tineri, deci da, se folosesc de lucrurile astea, de instrumentele astea vechi. Probabil că ele, când vrei să apari mai bine, apar mai eficiente, mai importante. Poate la externe, fără zorzoane, pur și simplu nu arăți bine. L-am văzut nu de mult, mă rog, în context, poate informația ar fi de prisos, pe domnul Daniel Ioniț, care este acum ambasador în Suedia. Fost și ambasador în Moldova, da, România. Fost ambasador, da, care a avut și niște mici scandaluri pe aici. A publicat o fotografie, deci gata ca să prezinte, să mâneze scrisorul de creditare președintelui, mă iertați, regelui Suediei, și era așa înzorzonat, într-un fel
Așa cum o cere protocolul. Da, așa cum o cere protocolul. Da, da. Dar cumva mi-am amintit, știi, de timpurile vechi, dar la noi sunt folosite în afara protocolului chestiile astea. Păi e plăcut. Vreți de viste. Deci, da, da. Chestiile cu tinichelele care sprind în piepte, pe mine în general mă amuză, dar mă rog, probabil că eu sunt subiectiv și... Mai ales că timpurile sunt cam grele, totuși nu este loc pentru multă laudă. Domnul Tăbărțu, poate aveți de comentat și acest lucru, dar tot în context. Domnul Popescu vorbea despre faptul că avem un succes fantastic, zice el, în relația cu România. De asemenea, punctează că în ceea ce privește diplomația economică este un obiectiv central, un sector în care, din punctul meu de vedere, mari succese nu sunt înregistrate. Apropo, asta mi-a scăpat să spun, că totul e bine, dar cu diplomația economică din cred că e rău de tot. Ultimul D cam șchiopătează și întotdeauna a șchiopătat, dar, bun, înainte poate nu aveam o relație din cel mai bună cu lumea occidentală. Acum avem și totuși diplomația economică rămâne o restanță. Iată, aceste aprecieri, cum vi se par? Cumva forțate sau sunt adecvate? Bine, la acea întrunire, desigur, s-a mers pe aspectele pozitive, pe aspectele care de adevărați regulă... diplomați. Adevărați diplomați. în astfel de situații, tot timpul sunt scoase în evidență, iar lucrurile care nu se doresc a fi spuse, nu se spun. Diplomația economică despre... De mult timp se vorbește despre astfel de abordare a diplomației noastre sau a modului cum funcționează misiunile noastre diplomatice și un stat mic ca și noi, desigur, ar trebui într-adevăr să se axeze pe o astfel de abordare. Aici este întrebarea ce punem noi la dispoziție în interiorul Republicii Moldova. Pentru că fie că noi deschidem peț prin această diplomație economică, fie că aducem investiții. Cât de pregătit este mediul de afaceri din Republica Moldova, mai ales în actualul context geopolitic, dar chiar lăsând deoparte context geopolitic, să creăm un mediu de investiții ca să fie atras în mare investiții din exterior. Cât de pregătit suntem noi să exportăm, să promovăm anumite produse. Da. Până la urmă, este un proces mai complex. Nu poți spui, gata, mergem pe ambasadori în diferite state, mergem și deschidem toate ușile și promovăm. Poate uneori anumiți diplomați de-a noștri ar promova, au această capacitate, însă noi nu suntem gata pentru această, nu suntem pregătiți pentru această diplomație economică. Iar referitor la politica externă a Republicii Moldova, cred că noi trebuie să facem distinția aspectul politic și aspectul tehnic. Aspectul politic, într-adevăr, Ministerul de Economie a fost foarte mult ajutat de către președinție. Președinția cu Ministerul de Externe și Negrele Europene au făcut un tandem foarte bun și avem aceste succese diplomatice. Desigur, obținerea de statutul de țară candidat este un mare, mare succes. Pe de altă parte, avem și anumiți ambasadori care și din punct de vedere care trebuia tehnic să pregătească s-au avut anumite sarcini care s-au ridicat la anumite prestații. Evident. Doamna Morare, eu sunt sigur, știind și activitatea ei aici în Italia, unul singur. Și care are anumite competențe profesionale, eu sunt sigur că a fost un ministru, un ambasador adecvat și din punct de vedere tehnic, logistic și cum mai este toate, care mai sunt toate aspectele tehnice, a muncit mult și a făcut față. Și apropo, recent, Consiliul European a luat decizia ca 7 produse agroalimentare ale Republicii Moldova să se le dubleze cotele de export. Practic, pe aceste 7 produse am ajuns pionan la liberalizare. Este vorba miere, struguri, da, sucuri, cereșe, usturoi, în mod evident. Alți ambasadori noștri mai degrabă au îndeplinit anumite funcții decorative. Și ne ducem la ceea ce am spus dumneavoastră, că acest minister este unul mai special, sau tot timpul a fost un minister mai elitist. Lumea bună își dorea să ajungă la acest minister. Dumneavoastră cândva, cu mulți ani în urmă, pe timpul Voronei, ați scris un articol într-o publicație că studenții buni pleacă profesori, studenții mai puțin buni pleacă la Ministerul de Externe, dacă vă aduceți aminte. Nu mi-amintesc, dar, bun, poate teza este valabilă și astăzi, dar mi-ar plăcea să nu fie valabilă, să fie invers. Și atunci, bun, aș vrea să vă întreb și despre o altă structură, zic eu, importantă din stat, despre care
Nu întotdeauna ne place să vorbim, dar ea a fost deja vizată de domnul Reniță. Mă refer la SIS. Recent șeful SIS-ului, domnul Musteață, a vorbit despre faptul că procesul de integrare europeană este unul axial, este un proces nodal pentru țara noastră și cei care îl blochează vor avea de suferit. Deci SIS-ul cumva va lucra cu aceștia, îi va prelucra pe acești oameni sau aceste grupuri de oameni. Iată cum vi s-a părut în contextul unei reforme a SIS-ului despre care se vorbește această intenție exprimată pe șleau de către domnul Musteață. Știți cum este cu SIS-ul? Deci în mod normal orice om s-ar teme să facă declarații așa pe șleau privitor la SIS atunci când SIS-ul este o structură tare, pentru că ea oricum se poate ocupa de tine. Adică este atât păi da, de consolidat. Ar trebui și noi să fim foarte prudenți. Da, da, da. Acum eu aș fi destul de prudent din cauza că SIS-ul se poate ocupa de tine de fapt pur și simplu. Pentru că i-ar plăcea să se ocupe de tine dacă nu ai spus chiar ceea ce trebuie pe viitor și nu ești un adept a Uniunii Europene. Doriți, dar problema pe care o pun și aici, cred că mai multă lume se poate pronunța, nu doar cei de la SIS, este totuși, ei vor reformă în interiorul instituției. Cum ar arăta o reformă a unei structuri secrete care are metode specifice de lucru cu populația și cumva această minge ne este aruncată și nouă, pentru că Maia Sandu își propune cumva să democratizeze această structură. Este o cale bună sau SIS-ul trebuie să rămână un veșnică GB, poate cu anumite așa, cu o fațadă mai Eu cred plăcută. Că oriunde, orice, chiar dacă nu suntem bine informați, probabil că fiecare din noi a privit filme despre Mi-6 ori despre CIA și toți văd foarte bine că toate structurile astea se comportă ca KGB-ul, pentru că ele altfel nu pot exista. Deci orice discuție jovială și orice democratizare în sensul în care îl cunoaștem noi a instituțiilor va conduce neapărat spre slăbirea aceste instituții sau spre lichidarea ei, sau dacă nu lichidare, deci folosirea ei ca a unei jucării de care are nevoie, poate, nu știu cine acolo de la guvernare. Noi, orice specialist din domeniu, o să vă spună că este nevoie de, nu de democratizare, dar de modernizare. Deci de instrumente moderne pornind de la tehnologii și terminând... Să vă referiți la filare, control, și la astea neapărat, dar sunt alte multe lucruri care costă bani, elementare automobile moderne, nu mai zic de tehnologie moderne pe care le au, după cum am înțeles eu și probabil că nu e adevărat, le au anumite ambasade, da. Și mult mai puternice tehnologii care le folosesc, deci, serviciile speciale, mai bune ca cele locale, deși ele parcă n-ar trebui să exporte. Eu cred că spre asta trebuie să tindă și, de regulă, nimeni n-a făcut mare gălăgie pe tema asta. Dacă sunt bani, să dau bani, dacă poate un director SIS să obțină bani, să iau bani, dacă se pot consolida, se consolidează, dar, deci, mare dragoste față de public și inversa publicului față de SIS nici nu poate fi. Bun, da, am întrebat pentru că tocmai problema asta se pune cumva de a întoarce SIS-ul spre popor, de a lega această relație, ceea ce... Eu zic că mai bine să nu fie el întors spre popor, să-și caute de treabă, din contra, spre... da. Contraspionaj. Domnul Tăbărță, pe scurt, dacă se poate, dumneavoastră, pe ce parte a barecadei vă aflați în această discuție? Reforma SIS-ului, declarația domnului Musteață? E complicat să vorbești despre o reformă a unei astfel de instituții. Astfel de instituții au specificul său de funcționare. Ele trebuie să fie mai puțin vizibile și mai mult simțite. Și nu ar trebui să se ocupe despre anumite declarații ale anumitor persoane, inclusiv cu sau referitoare la
critici la adresa guvernării și așa mai departe, ele trebuie să se ocupe de securitatea statului. Dar simțiți ceea ce spune domnul Steaț, că există grupuri de oameni care blochează procesul de integrare european, care pun piedici în societatea noastră? Evident că sunt anumite persoane care nu-și doresc acest proces de integrare. Nu doresc și a blocați două lucruri diferite. Sunt de acord. Da. Și unii am vrut să ajung că unii o fac din anumite convingere a lor, alții sunt actori de influență, inclusiv din exterior, pentru a bloca intenționat procesul de integrare în Republica Moldova. Acum, clar, se observă anumite procese de a inflama situația socială politică din Republica Moldova, de a dobărâ guvernarea pentru a stopa procesul de integrare a statului nostru. Noi, practic, în Parlament avem o poziție oligarhico-geopolitică care își dorește să stopeze acest parcurs european al Republicii Moldova, fiecare din vari motive. Vedem cum se încearcă de a inflama spiritele în societatea găgăuză. Tot, evident, pentru a da jos sau stopa din procesele de reformare de tip european. Nu că aceste reforme merge așa cum trebuie, și noi ne-am referit puțin mai devreme. Dar dacă să ne referim la sesul nostru, fără a fi mare specialist în domeniul unui astfel de instituție, cred că putem evidenția din exterior două probleme. Și anume, anumite cercuri de influență din exterior în această instituție, această agentură care este, eu sunt sigur că este, încă rămasă din perioada sovietică, și a doua persoană ne duce, și a doua problemă cred că este vorba de competență. Pentru că 9 aprilie, noi nici acum nu avem răspuns ce s-a întâmplat. Eu cred că SIS-ul nostru trebuia să știe sau să aibă anumite, sau cazul Ceaus, până la urmă tot denotă. Și ar fi și alte momente de așa gen, unii SIS-ul nostru care cred că cel puțin trebuie să aibă... Cu ceea ce nu, trebuie să ocupe de securitatea statului. Pentru că la anumite momente mai complicate SIS-ul nostru trebuie să aibă cel puțin în interiorul instituției anumite versiuni la ce s-a întâmplat, ce se întâmplă, pe care să le pune la dispoziție factorilor decizionali politici din statul nostru. Da. Acum, vă mulțumesc pentru acest punct de vedere. Aș vrea acum un pic să discutăm despre o altă temă. Eu zic de interes pentru public. Recent domnul Reniță a postat pe Facebook un fel de text chiar un pic nostalgic legat de fosta echipă a Basa Press, și chiar fosta echipă a Radio Europa Liberă, care, bun, în societate se discută, dar nu cu voce tare, care a plecat la un alt post de radio. Deci acest post, eu zic, e exponențial Radio Europa Liberă. Sunt diferite atitudini față de el, dar a avut un rol în constituirea mass media Republica Moldova, așa cum este, cu tot binele și răul. Iată, aș vrea să vă întreb la acest sfârșit de etapă, în fond, pentru că a plecat o echipă istorică, zic eu, de la RL. Cum apreciați acest rol al posturilor străine, nu cele care transmit de Rusia, că noi am vorbit foarte mult pe această temă, dar posturi finanțate din bani din altă parte, din bani occidentale, a fost BBC-ul, a fost după asta Radio Europa Liberă. Cum apreciați rolul acestor instituții pentru formarea mass media, pentru ceea ce este mass media acum? Eu aș remarca, probabil, în primul rând, că asemenea posturi pot recruta jurnaliști de calitate și din motivul că, mă rog, așa este selecția, care are o experiență îndelungată, care, la baza căreia este profesionalismul, dar și, nu în ultimul rând, de salariul care îl pot plăti și îl pot plăti sistematic. Deci sunt bine aici doi factori, materiali și profesioniști. Și din cauza asta, ca instituții de presă, deci aceste structuri au fost mereu bune sub aspect media. Dar există privitor echidistanța acestor posturi străini, există o problemă pentru că ele sunt finanțate de guvernele acestor țări, respectiv Congresul American în cazul Europei Libere, și chiar BBC, care era aici, nu ia de fapt financiar subordona
la Foreign Affairs, adică la Ministerul de Externe a Marii Britanii, nu la structurile BBC, deci își trăgeau numai brandul. Da. Dar de fapt erau finanțați de stat. Deci, ca urmare, deci așa cum era politica Congresului American în țară sau respectiv a Ministerului de Externe Britanic, așa lucrau și oamenii. Deci aceste echipe profesioniste nu erau imune în totalitate de elementul propagandistic. Nu, absolut. Hai să nu folosim chestia asta propagandistic, dar să spunem că se plia, deci, politica lor editorială, pentru că vorbim aici în primul rând de politică editorială, că mai există și alte materiale unde ei se simțau, să spunem, că mai liberi în anumite informații, ori interviuri, atunci când era vorba de artă și cultură și așa mai departe. Dar cât privește politica editorială, sigur că ei niciun pas în stânga și în dreapta, ei spuneau și deci favorizau actorii politici din Republica Moldova, cei care le convineau Congresul American ori ministrul, dacă vorbim de aceste două. Și cum vedeți această schimbare care s-a produs? Ați lăsat cumva tema în suspans în textul pe care l-ați pentru avut? Că știu foarte puțin. Ei au considerat că lucrul ăsta trebuie să rămâi netransparent. Mă rog, e legat de politica lor editorială. Da, nu prea aveam dreptul să ne băgăm. Da, da, dar pentru mine ar fi fost, adică ar fi fost o chestie curioasă. Și de ce a fost pentru mine. Da, de ce a fost schimbat? Din cauza că ei nu respectau politica editorială? Ori din cauza că erau slabi? Că nu sau erau... din cauza unor rivalități din interior? Da, poate era vorba de cine pe cine mănâncă pe interior, ca să fiu așa mai... Da, dar ridicându-ne de la acest nivel, poate de bârf, de cancan, la o problemă, temă mare în politica noastră, în mass media, domnul Tăbârță, iată, Maia Sandu face mereu o distinție între presa cumva politizată, aservită, neechidistantă și presa independentă, care de altfel va beneficia în curând și de granturi serioase, luptă cu propaganda rusă, iată, Uniunea Europeană le-a promis 14 milioane, n-a numit posturile, dar ne întrebăm și noi, cine va beneficia de acești bani. Cum vedeți această distinție, presa aservită, presa independentă? Este ea valabilă? Guvernarea face mereu trimitere la ea. De fapt, problema presii în Republica Moldova a fost tot timpul și această problemă este cumva determinată de piața mediatică mică. La noi este complicat să ai o activitate mediatică suficient financiară doar bazându-te pe regulile pieței. Și de aici, fie că cumva sub o anumită formă ai o anumită afinitate politică, afiliere mai exact politică, desigur cu anumite finanțări, fie mergi pe o altă cale și dumneavoastră ați menționat-o, cea care vine din finanțările, granturi, proiecte și... Dar granturile și... sunt inofensive, ele nu comportă un anumit mesaj ideologic pe care tu trebuie oricum după asta să-l transmiți. Depinde ce principii. Este una, și domnul Reniț a vorbit despre o anumită politică editorială. Ai o anumită politică editorială care trebuie să reiasă din anumite principii și să respecte niște rigori, niște canoane, nu cum să le spun, clasice, ceea ce ține de un anumit jurnalism. Cum ar fi, poate spun, banalități, informare din două, trei surse. Sigur că fiecare, inclusiv și Europa Liberă, BBC-ul sau alte posturi, au o anumită politică editorială, fie că sunt pro-occidentale, fie că sunt pro-rusești, sau adică principiile trebuie respectate. La noi, aici... Și dacă un post respectă aceste principii, el poate beneficia de acele 14 milioane de euro sau aceste 14 milioane de euro vor merge, au o destinație foarte clară deja. Eu nu sunt sigur că ele au o destinație foarte clară. Desigur, probabil este o listă unde din start anumite posturi de televiziune, radiouri sunt eligibile și sunt alte posturi care din anumite motive nu se încadrează în acest criterii de eligibilitate. Pentru că anumitor lucruri trebuie dispus pe nume, indiferent de anumită politică editorială. Dacă este război în Ucraina, trebuie să spui că de fapt acolo e război. Nu taci și nu spui nimic și omiți. De aceea, dacă respecti anumite criterii
maximale, să le spunem, a unei prese libere, echidistante, independente, atunci orice post mediatic ar trebui să fie eligibil pentru a primi aceste surse. Deci dumneavoastră considerați că este valabilă această distinție între presă politizată, presă independentă? Bine, poate să fie presă politizată, dar să respectă aceste rigori. Asta e... Am înțeles. Și cred că o ultimă întrebare tot din domeniul presei, cumva tot să comentăm în măsura în care putem să ne expunem, dar cred că putem. Compania Teleradio Moldova, care este o instituție la fel importantă și este o instituție publică spre deosebire de RL, Radio Europa Liberă, acum are un plan, zic eu, grandios să-și modernizeze sediul, chiar să construiască un sediu nou, să investească 17 milioane de dolari în acest proiect. Domnul Ridiță, sunteți din Breaslă. Vi se pare adecvat acest necesar un asemenea demers? Eu știu când acum poate a trecut mult timp, dar cred că nu chiar avem atât de mult timp. Avem un minut pe scurt, vă rog, și domnul Tăbăr. Aha. Deci întotdeauna la Teleradio Moldova au fost spații care puteau fi date în arendă. Asta am vrut să spun. Sunt 10 hectare. De da, și eu nu cred că stă imperios acolo problema spațiului. Că am văzut, dacă poate nu citim corect noi informația, dar mult, deci se bagă într-un sediu nou. Da. De la zero, înțeleg. Da. Eu înțeleg foarte bine că întotdeauna e nevoie de investiții și reinvestiții în mijloace tehnice, pentru că se dezvoltă industria respectivă. Dar spații, asta mă nedumerește. Domnul Tăbuse, acum mi-am dat seama, are și o emisiune la Teleradio Moldova. Simțiți nevoia unui spațiu nou? Mie vine greu să spun că se simte sau nu se simte nevoia, cu toate că dacă se intre prin edificiul de acolo, încă este foarte, spaima, da. Este încă foarte mult Uniune Sovietică și majoritatea instituțiilor media private din Republica Moldova au condiții de activitate mult mai bune. Una este clar că acolo trebuie o anumită modernizare și ce este foarte important ca instituția publică să se pună bazele unei funcționalități care să nu depindă de culoarea politică a guvernării. Pentru că la noi, majoritatea cei care s-au aflat la guvernare au încercat să folosească instituția publică în interesele politicii proprii. Eu vă mulțumesc pentru participare la această emisiune și în speranța că instituțiile statului vor continua să fie consolidate de către actuala guvernare în pofida acestor vremuri grele pe care le trăim. Mi-au rămas bun de la telespectatori și le urez o seară plăcută alături de cei dragi.